Mi-am propus să vă întreb dacă v-ați uitat în oglindă azi. Vedeți, vorbim despre lumină și lumina trebuie să fie vizibilă. Nu e important doar să luminezi, trebuie să ajungi la nivelul în care să strălucești. Și întrebarea pe care o am în această seară este următoarea tu strălucești? Vedeți, avem această tendință să spunem oamenilor, chinuie-te să luminezi, fă cumva să transmiți o licărire mică de lumină, să fie o lumânare de aia care abia mai fumegă. Ascultați ce zice Sfântul Pavel. Faceți toate lucrurile, Filipeni 2 cu 14, fără cârtiri. Vedeți că ne cam taie lumina cârtirea fără șovăieli, adică prin îndoieli, și asta ne cam taie lumina, ca să fiți fără prihană, dacă ai păcat asupra ta, n-ai cum să luminezi, și curați, necurăția asta e lumina, copiii ai lui, ce ar fi să zicem versetul ăsta cu toții cu voce tare? Hai că vă văd un pic cam blocați, un pic moi. Nu-mi plac oamenii care tac prea mult nici care să așa molcomi, mi îmi plac oamenii vii. Amin? Haideți cu toții, trei, doi și... În, în, în mijlocul lui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Străluciți. Să strălucești să fii convins că tu trebuie să duci o lumină de o forță extraordinară. În el era viața, Domnul Iisus Hristos spune, și viața era ce era? Lumina oamenilor. Pe ce legătură există între viață și lumină? Uite că e foarte mare legătură. Cum poți să ajungi să strălucești? În primul rând, să fii adus în lumină. Adus în lumină. E foarte important să înțelegem că atâta timp cât stai și vizionezi pornografie, te masturbezi, mai ai câte o aventură, mai înjuri botezat, da? În apă chiar. Mai transmiți informații calomniatoare, mai defaim, mai faci un videoclip, mai... Nu, nu potrivesc. Când tu faci fals înate, când învârți, construiești blocuri pe interzis, nu prea potrivește, să nu-i lumină m-au abordat oameni din orașul acesta, necreștini, care mi-au zis, fiți foarte atenți, voi pocăiții, unii dintre voi aveți probleme. Nu luminați. Păi dacă l a înșelat pe unul cu un apartament, de ce aveți să-l chem la evangelizare? Dacă l a învârtit și ai făcut tot felul de șmecherii, egal, zero. Dacă copii la examene, dacă învârți, dacă îți faci lucruri care nu potrivesc cu lumina, nu se poate, dragilor, nu se poate, îți prea cu voi, nu așa ziua, liniștiți-vă, da? Vreau să vă spun ceva în această seară, trebuie să ne trezim odată la realitate și să spunem adevărul, adevărul ne face liberi adevărul te luminează, adevărul te vindecă, adevărul transformă viața ta. Dacă n-ai un moment special în care să se aprindă lumina în viața ta, vedeți, un om super religios, cu diplome, cu școli, cu bani, cu proprietăți, cu tot ce-i trebuie, avea toate semnăturile la activ, avea toate dosarele pregătite. Ce-o zis? Mă duc, intru în cetatea numită Damasc, fac ce vreau, ca să iluzia oamenilor care se cred puternici, că pot să facă ce vor, până când Dumnezeu îmi strânge un pic cu șurub. Și din toată își dă seama, mă, nu mai fac ce vreau. Nu mai fac ce vreau. Trebuie să fac ce trebuie. Trebuie să fac ce vrea Dumnezeu. Ce vrea Duhul Domnului. Ce vrea prezența lui Dumnezeu. Ce vrea cartea asta numită Biblia. Cartea asta nu e o carte de povești. Nu e o carte pentru copii, mici, să dormim copiii. Cartea asta e pentru fiecare dintre noi. Eu sunt aici să spun că Dumnezeul acesta în care ne încredem cu toți este un Dumnezeu sfânt. Este un Dumnezeu sfânt, este un Dumnezeu curat, este un Dumnezeu care lucrează cu lumina și ca să fii cu adevărat strălucitor, strălucitoare, trebuie neapărat să fii adus, să fii adus în lumină. Saul din Tars, spune Biblia, pe drumul Damascului, a strălucit o lumină din cer. Lumina aceasta l-a dat jos de pe aerele lui, de pe ifosele lui. O, câte ifose au clujenii! și crujenii și clujencele. Câte simandicoșeni există păstă noi, dragilor, că trebuie să ne zmerim în această seară și trebuie să-i spunem lui Dumnezeu, ai milă de noi, Dumnezeule. Dumnezeu lucrează în simplitate, prea multe complicăciuni avem pe noi, prea complicat suntem. Am să spun ceva în seara asta, când te proșterni în fața lui Dumnezeu, când îți plângi păcatele, când uiți cine e tata și mama, când uiți ce mașină conduci, când uiți ce tare ești tu în anumite contexte și te vezi mic și slab, atunci lucrează Dumnezeu. Dumnezeu. Atunci lucrează Dumnezeu, atunci intervine prezența lui Dumnezeu peste viața ta. Trebuie să fii adus în lumină. Să știți că oamenii care stau în întuneric nu suportă lumina. Să scrie în Biblie, știți de ce? Le dă pe față faptele lor murdare, li se văd petele de pe viața lor, că se aprinde o lumină într-un loc întunecos, oamenii care sunt păcătoși, care sunt idoși pe interior, care au probleme spirituale, nu suportă lumina, nu suportă adevărul, nu suportă mesajele directe, nu suportă cuvintele care sunt de la Duhul Sfânt. Și că sunt printre voi băieți și fete care fug de proroci? Știți de ce fuguri unii de proroci? Pentru că știu că o trăit în păcate murdare și se tem să nu li se descoperă faptele lor murdare. Eu mă rog în această seară, Duhul Domnului să lucreze în viața ta. Duhul Domnului să lucreze în sufletul tău. Duhul Domnului să lucreze în interiorul tău. Am să spun ceva, interesul nostru ca lideri tineret este să fie lângă noi și în spatele nostru oameni curați, oameni sfinți, oameni care reprezintă cu cinste pe Dumnezeu, oameni despre care să nu-ți fie rușine când te abordează cineva, al cunoști pe cutare, pe cutare. Marea majoritate dintre voi sunteți băieți și fete care v-ați întâlnit cu Isus Hristos. Ați avut un moment personal în care ați spus Domnului, Doamne, asta e viața mea, ăsta e falimentul meu, ăsta e domeniul meu în care nu merg bine lucrurile. Ar vrea să mai aprindă Domnul câte o lumină. Să mai aprindă Domnul câte o lumină și în viața acelora în care încă nu strălucește lumina Evangheliei lui Isus Hristos. Lumina aceasta care prin Duhul lui Dumnezeu îți convinge interiorul de păcatele tale. Tu ai gândit așa, tu ai vorbit așa, tu ai stat în locul cu tare, tu ai mers în anturajul cu tare, tu ai vorbit cu persoanele acelea, tu ai avut un anumit comportament, un anumit gând, un anumit set de reguli prin care ai vrut să ieși în evidență. Vreau să spun ceva în seara aceasta. Singurul care trebuie să strălucească între noi este Isus Hristos. Este Isus Hristos. Este Isus Hristos lăudat să fie în numele Lui. Vrei să fie adus în lumină? Ne-am rugat pentru dedicare. Asta înseamnă că fiecare păcat din viața mea, fiecare scăzământ din viața mea, fiecare carență din mine și fiecare carență din tine, trebuie să fie așezat reflectorul Duhului Sfânt peste viața ta și să te vezi cum ești. N-am venit să te în pușc, n-am venit să-ți spun păcatele tale. Sunt aici să-ți spun că-mi doresc ca Duhul lui Dumnezeu să te conștientizeze, să te vezi mai mult cum ești, să cer mai mult o lumină specială din partea Duhului Sfânt care să se așeze peste viața ta. Nimic spurcat și întinat nu va intra în cerul lui Dumnezeu. Nimeni care trăiește în imoralitate, nimeni care vizionează lucruri murdare, nimeni care practică masurbarea nu va ajunge în rai. Nu vă bați pe, pe povești și pe basme că las că așa în vremea adolescenței. Nu, în vremea adolescenței trebuie să fie băieți curați, trebuie să fie fete curate, trebuie să fie oameni care se tem de Dumnezeu, aduși la lumină. Mă rog Duhului Sfânt care e prezent în locul acesta să aprindă lumină după lumină, să intre și în viața ta, să simți că se întâmplă ceva supranatural, adus în lumină, doi, așezat în lumină. O cetate așezată pe un munte nu poate fi ascunsă. E foarte important să fii așezat în lumină, să umbli în lumină. Foarte mulți spun, da, Iisus Hristos este lumina lumii, este lumina mea. Și Hristos zice, tu umbli cu mine. Asta nu înseamnă doar să nu faci păcate, asta înseamnă să mergi mai departe și să-i atragi pe oameni la Hristos. Știți cum gândesc oamenii care vor să ajungă în rai și să se închidă ușa raiului după ei așa, să, să, să simtă durerea în spate. Numai că nu prea există ușa la rai și ușa e Hristos și nu se închide după nimeni. Ea nu se mulează după nimeni, nu se pliază după niciun sistem, ea este adevărată și curată. Și Hristos nu va terfeli raiul, nici sfințenia sa, ca să ne mai pună pe careva dintre noi, că suntem din neamul lui Cutare, din biserica Cutare, de nu știu cui. Am să spun ceva în această seară. Dacă nu ești așezat în lumină, dacă nu umbli în lumină, să umbli, să fii acest băiat și această fată care să fii cu Dumnezeu în fiecare zi. Ascultă-mă, în 2024, câtă Biblia am citit. cercetează -te. Cât ai citit din Biblie? Știi cât? Numai atât umbli lumină. Să te întreb câte ore stai pe rețele? Să te întreb? Să te întreb cât timp pierzi într-un loc nepermis? Și dacă ar fi numai pe predici și pe cântare, mai ar fi cumva. Dar câte dintre comportamentele tale sunt influențate de media? Pentru că ai superstaruri și începi să urmărești lumea asta care te duce spre păcat. Să fie așezată în lumină. Este cineva oare oare aici care îi spune lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă din această seară, ori pe unde umblu, să fie lumina lui Isus Hristos, să fie prezența lui Dumnezeu. Asta înseamnă rugăciune personală când te rogi în prezența lui Dumnezeu, începi să luminezi. Vă amintiți de Moise? Vă amintiți că mergea, mergea să discute cu Dumnezeu? O să e un cuvânt parcă prea la ai. Cum să discute? Să aibă părtășie cu Dumnezeu. Să aibă comunicare cu Dumnezeu. Când urca pe munte, a stat cu Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți. Când s-a coborât la poalele muntelui, Conaționalii lui, oameni obișnuiți cu care au crescut, vecini, colegi, ceilalți, au început să-și pună magramă pe față pentru că au zis: Nu putem să-l privim, acoperiți-l pe Moise. De ce? Moise strălucea pentru că a intrat în convorbire cu Dumnezeu. Când a fost ultimul tău moment din 2024? când să te așezi în camera ta, să scoți afară porcine de acolo, să te așezi în unghiul tău, în colțul tău. Apropo, tu mai ai o dăiță? Mai ai un spațiu în care vorbești cu Dumnezeu privat? Unde plângi, unde strigi, unde simți să te manifesti în cele mai diverse forme și poate chiar extremiste? Pentru că să știți că oamenii care se ceartă în public nu s-au certat cu satana în genunchi. Nu au spus, diavolului, diavole, tu pe mine nu mă controlezi, tu nu conduci viața. Cele mai mari probleme pe care le au oamenii, le au, știți de ce? și conflicte, pentru că înainte să ajungă în conflictul de mâine, în seara asta, trebuia să stea în genunchi să se roage. Vrei să umbli mâine în lumine? Astăzi trebuie să luminezi în genunchi. Astăzi trebuie să începi să te rogi, să te rogi acasă, să te rogi privat. Și spui lui Dumnezeu, scăzămintele tale. Știți că depresivii ar fi vindecați dacă ar învăța că genunchii trebuie să fie aplicați în rugăciune, când nimic nu se merge, când nimic parcă nu e în regulă, când viața ta merge pe andoaselea, să te pui în genunchi, să spui, Doamne, unde ești? Și Domnul îți va spune, eu sunt aici lângă tine. Eu sunt aici lângă tine. E cineva care a simțit prezența Domnului în 2024 și a zis, Domnul, că este lângă el, ridicați-o mână în sus. O grămadă dintre voi l-a simțit pe Dumnezeu. Știți de ce? Ați avut timp de vorbire cu Dumnezeu. Citiți Biblia în fiecare zi, rugați-vă, fixați-vă pe săptămână o zi de post. Am fost într-un context anume, nu de mult, într-o sală de clasă, nu-i Prodelă, nu-i Emanuel, într-un alt context. Și într-un context super religios, am pus o întrebare. E cineva aici care măcar o dată pe săptămână Postește, știți că dintr-o clasă întreagă nici un elev n-a ridicat mâna. M-am blocat am simțit un fior, m-am -am speriat de lucrul ăsta, știți de ce? Pentru că generația asta în care trăim noi ne învață că trebuie să fim interesanți, că trebuie să fim proeminenți, că trebuie să fim în centru, că noi trebuie să conducem istoria acestei lumi. Istoria acestei lumi o conduce Isus Hristos, o conduce Marele Rege, să stai în genunchi, să te rogi, să ai o problemă personală sau familială, să ai o zi de post, să te adun cu toată casa ta, asta e pocăința adevărată, în care îl strigi pe Dumnezeu, în care cer prezența Domnului peste familia ta, cineva din în casa ta, cineva din Biserica ta trece printr-o criză, printr-un moment dificil, să te rogi, nu să bărfești. Nu să zici Las că știu de ce trece prin asta. Să stai în prezența Domnului, asta înseamnă să umbli în lumină. Și în ultimul rând, arată lumină. Să fii adus în lumină. Să fi așezat. Adică e stabilitate, cum se spunea asta, tornicie. Și foarte important să areți lumina. Ascultați ce spune Cuvântul Domnului, s a citit. Voi sunteți Lumina Lumii. Cu cine vorbea Iisus Hristos? Cu farisei? Cu aprozii? Nu. A adus din întunericul acelei lumi niște ucenici obișnuiți, cum spunea Noțu, niște oameni ca ceilalți, dar i-a așezat în el și le-a zis la câțiva dintre ei, veniți după mine, voi aveți o profesie de pescari și de acum o să vă fac pescari de oameni, umblați cu mine, fiți de partea mea, v-am așezat în lumină, vreau să spun ceva, voi sunteți lumina lumii. Tot așa să privească oamenii și să vadă faptele voastre bune și să zică ce tare e cu tare, ce interesant e, ce puternic e, nu. Și ce va zice lumea când noi vom fi ca niște oglinzi retrovizoare în care se va vedea adevărata lumină, Iisus Hristos, îl va slăvi pe Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați. Ar vrea să stați cu ochii închiși. Simt că Duhul lui Dumnezeu este prezent în locul acesta. Domnul ne-a chemat în această seară să rodim, să luminăm. Pentru asta trebuie să fim aduși din întuneric la lumină. E cineva aici prezent care în timp ce are ochii închiși îi spune Domnului, Doamne, eu am o problemă. Eu am o problemă cu care mă confrunt, Doamne. Eu am o situație personală. Nimeni nu mi-o știe. V-am rugat să vă închideți ochii, să nu vedeți pe nimeni. Să știți că Duhul lui Dumnezeu este prezent în locul acesta. Simt că puterea Domnului trece printre rânduri, în dreptul fiecăruia dintre noi. Nu știu care e problema ta pentru care nu mai luminezi. Poate ți s-a oprit puterea să luminezi din cauza unei stări de răutate, de ranchiul, de resentiment. O invidie macină oasele tale, interiorul tău. Te-a atacat un gând puternic. Poate ai pierdut ceva în viața ta. Poate ai pierdut ceva important din viața ta și a început să pălească lumina. Aș vrea în această seară să-i spui Domnului, Doamne, adumă din nou lumină. Fă să se aprindă lumina peste viața mea. E cineva aici, indiferent că e botezat sau nu, care îi spune Domnului, Doamne, aprinde lumina și în dreptul ființei mele. Să ridice o mână dreaptă în prezența Domnului, dic și eu. Și zic, Doamne, fă mai multă lumină în casa mea. Fă mai multă lumină în sufletul meu. Fă mai multă lumină în generația mea. Fă mai multă lumină în cartierul meu. Fă mai multă lumină în biserica unde slujesc. Să se aprindă lumina în viața ta lui Dumnezeu vrea să te așeze în lumină și să areți lumina adevărată. Asta înseamnă să ai darul supranaturale. Asta înseamnă să rodești și asta înseamnă să ai darul Duhului Sfânt. E cineva aici care mai cere dar de prorogie? E cineva aici într-o biserică pentecostală, în biserici penticostale din orașul Cluj Napoca, care mai cere dar de cunoștință? Noi nu, nu ulim darurile, nu spunem că au apus. Darurile Duhului Sfânt sunt pentru generația noastră. Dumnezeu are nevoie de noi să lumineze prin noi. Vrea să boteze cu Duhul Sfânt, vrea să sigileze pentru ziua răscumpărării. Vrea să se audă pe buzele tale o vorbire în alte limbi clară, să cânți în alte limbi, să lauzi pe Domnul, să-l înalți pe Dumnezeu, să strigi din toată inima ta slăvit să fie Domnul, binecuvântat să fie în numele lui Isus Hristos. O, oh, lăudați să fie în numele Domnului care este prezent în locul acesta. Aș vrea rugăciunea asta specială să ne rugăm ca această lumină să se manifeste și să aibă impact în generația noastră. Vecinii tăi, colegii tăi de la școală, de la locul de muncă să se întrebe ce ce cu ea, ce cu el, ce s-a întâmplat cu el. Vreau să mă duc și eu la biserica unde merge el. Vreau să mă duc și eu la biserica unde merge ea. Vreau și eu să se întâmple ceva. Și să te întâlnești cu oameni care nu mai au nicio speranță, dar au gânduri suicidare și planuri de suicid. Și Duhul Domnului să-ți descopere starea lor. Și prin dar de cunoștință, prin Duhul Sfânt, să le spui care e soluția lui Dumnezeu pentru familia aceea, pentru inima aceea. Sunt oameni care pleacă în iad și unii dintre noi stăm dezinteresați. În această seară proclam un duc de eliberare un duc de viață nou peste noi, să coboare Duhul lui Dumnezeu, deschideți inima în prezența Domnului, strigă după prezența lui Dumnezeu, nu te ruga monoton, nu te ruga așa singuratic, fricos, continuă să strigi din toată inima ta, Domnul e prezent aici, Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos este Domnul, are putere de eliberare, are putere de transformare, să fii plin de viață, viața să fie lumina ta și să fii plin de putere, să mergi la generația aceasta să le spui că există speranță, că viitorul lor nu sunt drogurile, viitorul lor nu i suicidul, nu este supradopajul de medicamente. Viitorul lor este Isus Hristos. Este Isus Hristos care are putere de eliberare, are putere de transformare, cum te-a eliberat pe tine, cum a ridicat pe mine, poate și pe altul, poate și pe alta. În numele Lui Isus există putere, există putere de eliberare. Intrăm cu toți în rugăciune, nu vă grăbiți să cerem prezența Domnului pentru eliberare, restaurare, edificare. Ne rugăm cu toții.